Probleme sunt și pentru Daniel Cadariu. Agențiile de turism cer demisia ministrului antreprenoriatului și turismului, pe care îl acuză că nu și-a respectat obiectivele promise la începutul mandatului. Printre acestea se numără schema de ajutor de stat pentru pierderile înregistrate în timpul pandemiei în domeniul Horeca sau realizarea fondului de garantare. Agențiile de turism din țară cer demisia ministrului antreprenoriatului și turismului Daniel Cadariu. Decizia a venit prin intermediul unui comunicat transmis de Asociația Națională a Agențiilor de Turism, în care se menționează că ministerul condus de Cadariu nu a realizat multe dintre obiectivele pe care și le-a propus. Deși ANAT, împreună cu celelalte asociații și patronate din domeniu, a inițiat discuții și întâlniri pe tema lansării schemei Horeca 2 încă de la începutul anului, arătând cu cifre concrete necesitatea reluării acestei scheme de ajutor pentru IMM-uri, am fost duși cu vorba timp de 9 luni, până când a trecut termenul de 30 iunie 2022, dată la care cadrul temporar privind ajutoarele de stat acordate în contextul pandemiei de COVID-19 a expirat, făcând imposibilă finanțarea schemei din fondurile europene dedicate acestui program. Se arată în comunicatul transmis de ANAT. Asociația Națională a Agențiilor de Turism a mai precizat că a transmis Ministerului Finanțelor o scrisoare prin care amintește de necesitatea sprijinului acordat turismului și domeniului Horeca, având în vedere că acesta a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de 57% în anul 2021. În același comunicat, ANAT mai susține că evenimentele recente au dovedit că asigurările de insolvență utilizate în momentul de față nu oferă soluții viabile în momente de criză, neputând garanta despăgubirea integrală a turiștilor, așa cum prevede legea. Pe lângă acestea, agențiile de turism sunt nemulțumite de actul normativ care guvernează activitatea agențiilor, promovarea incoming-ului, dar și rezolvarea problemei târgurilor de turism, astfel încât agențiile care promovează România să poată participa gratuit la standul național al țării sub sigla proprie. În plus, agențiile se plâng de lipsa implicării în privința gestionării campaniilor negative duse împotriva litoralului, care au dus la scăderi semnificative ale vânzărilor pentru turismul intern, dar și de bugetul insuficient de promovare a României, care a fost în valoare de 1,5 milioane de lei, sumă de 10 ori mai mică față de nevoile reale din acest domeniu. Astfel, reprezentanții agențiilor cer demisia de onoare a ministrului, având în vedere că niciunul din toate aceste obiective nu a fost atins de la preluarea mandatului.